Domnul să fie slăvit, pentru că și de data aceasta, așa, la invitația fraților, am putut să vin la această foarte frumoasă slujbă din casa Domnului de la dumneavoastră, în Biserica Philadelphia, să vezi tineri, bărbați, femei îmbrăcați în alb. Nu e alta și mai frumoasă sărbătoare ca aceasta la care se bucură și cerul și adunarea Domnului de pe pământ. Slăviți să fie Domnul! E tare cald în biserică și mie mi-e foarte cald și mai greu predici când ești transpirat. De dimineață am fost la un alt botez la Arad și în drum spre casă m-am oprit la dumneavoastră la invitația fratelui Crașovan și am vrea să vorbim din cuvântul lui Dumnezeu despre botez. Fratele a citit botezul Domnului Iisus din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 3, de la versetul 13 încolo. Este foarte important să fim atenți și să ținem minte, băi, cât trăim, ce am vorbit și în seara aceasta. Sunt oameni care au darul acesta de la Dumnezeu, de atunci când vorbesc, să înregistrează tot ce au vorbit. Trebuie, așa, și în pregătirea aceasta pământească, oamenii să știe să vorbească, dar eu vreau să vorbesc prin Duhul Sfânt, amin, încât să rămână întipărit în mințele oamenilor. Au daruri deosebite. A venit odată, poate v-am mai spus eu dumneavoastră, un frate de la Timișoara, bine pregătit, într-o seară a ajuns foarte greu la adunarea noastră de unde e fratele Mihăiță la Marga, din cauza zăpezii și când a predicat, a zis așa: predica pe care vă țin eu în seara aceasta, o să o țineți minte toată viața. Și cei care au auzit-o și au rămas în viață până azi, o știu. Foarte simplă, i-a dat un titlu. A citit capitolul 1 din cartea Iov. Și a zis, ca să o țineți minte, îi dau un titlu. Și titlul predicii mele, a zis el, este așa. 1, 2, 3. Iov era un om care se temea de Dumnezeu și se abatea de la rău. 1. Avea familie, 7 fii și 3 fiice. 2. Și 3. Avea avere. Tot ce s-a întâmplat în cartea Iov a fost lupta lui Satana ca să doboară pe Dumnezeu de pe locul 1 și să ridice familia sau averea. N-a reușit-o. O carte întreagă s-a luptat Satana să-l dărâme pe Dumnezeu bunul de pe locul 1 din cartea Iov, din viața lui Iov, și n-a reușit. I-a luat familia, i-a luat averea și a cu tot cerul să uita. Ce zice Iov? Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Numele lui fie binecuvântat. Mai rari sunt oamenii ăștia. Țin minte o poezie de Traian Dors, compusă tot în stilul ăsta, pe care unii dintre dumneavoastră și cântați, care zice: iată, Doamne, tot ce-mi dai, dacă vrei, poți să le iai. Numai dragostea să-mi lași, însoțindu-mi orice paș, luminându-mi orice zări, însoțindu-mi orice stări. Căci dacă mi-o lași pe ea, n-am pe lume ce mai vrea. Iată, Doamne, tot ce-mi ceri, ieie-mi se orice avere. Ieie-mi se în lume tot, fără orice avere pot. Numai fără una nu, asta ești, Iisuse, Tu. Când ești Tu averea mea, n-am pe lume ce mai vrea. Numai chipul de copil, Te rog, Doamne, lasă-mi-l, să pot trece neoprit pragul cerului dorit și să ajung cu cel mai sus pe genunchii lui Iisus. Și cât vecii vor ținea, n-am în ceruri ce mai vrea. Amin. Am făcut introducerea și nu vreau să țineți minte predica celui de care am vorbit, să țineți predica mea. Am și eu 3 puncte, că
Eu am învățat la școală că am predicat și în mai multe puncte, dar mintea noastră limitată nu ține mai mult minte de trei puncte, trei gânduri principale. Și din textul care l-am citit, fiecare punct principal va începe cu litera V. V. Trei de V. Mă pregătisem să vorbesc mult în seara aceasta, dar s-a obosit, mi-e tare cald și mai trebuie să fie și botezul. Nu o să scurtez predica, dar o să vorbesc așa cât trebuie, limitat. Cei trei de V. Primul. Așa începe Sfânta Evanghelie. Atunci a venit Iisus de la Galileea la Ioan, la Iordan, ca să fie botezat de el. Și am zis primul gând, V, venirea Domnului Iisus Hristos la Iordan. Amin. După aceea, o să vă spun și asta, obiceiurile pe vremuri era, când intră în apă câte unul, cei mai mulți aveau câte ceva. Cel care știa să recite poezii, spunea câte o poezie în apă. Cel care avea darul cântării, cânta câte o cântare. Altul spunea câte o mărturie. Și Domnul Iisus a vorbit în apa Iordanului. Și al doilea V va fi vorbirea, vorbele Domnului Iisus din apa Iordanului. Și a vorbit El. Dar la Iordan a fost prezentă Sfânta Treime. Iisus, Fiul, mărire veșnică Lui, era în apă. Duhul Sfânt, porumbelul drag, era deasupra. Și din cerul deschis vorbea Tata. Treimea. Nu s-a pregătit foarte bine cantorul meu, că l-am vrut să vă cânt eu priceasnă din Biserica Ortodoxă, unde zice așa, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am primit credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei trăim închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pre noi. Amin. Și Tatăl a vorbit deasupra Iordanului câteva cuvinte minunate. Ne întoarcem înapoi la primul V. Venirea Domnului Iisus la Iordan. Am să vă spun o întâmplare din istoria poporului român. Poate am mai spus-o aici, dar și dacă mă repet, nu-i nimic, fiindcă Apostolul Pavel scrie în Cartea Faptele Apostolilor când a venit undeva în Tesalonic sau unde, nu știu foarte bine, l-au scos afară cu huiduieli, dar neamurile și evreii credincioși s-au apropiat de el și au zis și sabatul viitor să vii și tot aceleași lucruri să le spui. A fost atât de important că aceleași lucruri. Dar Apostolul Pavel a zis în altă parte, mie nu mi-este greu să vă vorbesc mereu aceleași lucruri, dar vouă vă este de folos. Și chiar dacă v-am mai spus și altă dată, vă spun și acum că noi am făcut parte din Imperiul Austro-Ungar și țăranii din vremurile acelea au dus-o foarte greu. Și au făcut mari plângeri la curtea de la Viena. Împăratul Iosif al II-lea a venit să vadă viața românilor din Ardeal și s-a întâlnit cu toți locuitorii munților Apuseni și nu numai la Țebea. A venit cu trăsura lui și purtătorul de cuvânt al iobagilor români a fost numit Avram Iancu. A venit împăratul Iosif al II-lea și când să vină vorbitorul, purtătorul nostru de cuvânt, nu l-a mai găsit nimeni și nimeni până în zi de azi nu știe ce s-a făcut Avram Iancu. L-a sfidat pe împărat. Împăratul s-a foarte tulburat, supărat, n-a mai vrut să stea de vorbă cu nimeni, n-a mai ascultat nicio durere și s-a întors înapoi la curtea de la Viena fără să le rezolve nimic. N-a fost frumos gestul acesta. Vreau să vă zic așa, la acest prim V, Domnul Iisus Hristos îi prezentat în Vechiul și Noul Legământ ca Cel ce vine. Vin să fac voia Ta, Dumnezeule, în psalmii regelui David. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Fiul omului a venit nu să îi se slujească, ci el să slujească
și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Apocalipsa, iată El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Iisus este Cel ce vine. Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, mărire Lui. Dragilor, dacă El e Cel ce vine și tot vine și a tot venit, mărire Lui. A venit și la sufletul păcătosului și la patul bolnavului și vine. A venit și în casa săracului, a venit și la cel căzut la care n-a mai venit nimeni și vine, fiindcă El nu este Cel ce se duce, El este Cel ce vine. Mărit să fie El. Acum, mă doare când trebuie să vă spun că El vine și alții fug de El. În după masa aceasta mă bucur de câțiva care au venit la Cel ce vine să-și predea viața și să împlinească tot ce trebuie împlinit. Amin. Acum, dragii mei, așa ca să fie și ca o slujbă de evangelizare, cine ar trebui să vină la El? El a venit. Am să spun câteva categorii. Aici și vreau să vă zic că cei care n-au vrut să vină la Domnul, în timpul Lui au fost oamenii corecți, oamenii religioși, vameșii și curvere, nicio problemă, au venit la Domnul, s-au predat, Zachei, Magdalenele, dar nu puteau cei cu sulurile Torei, care se credeau prea corecți să vină la El. Și vreau să vă zic, dragii mei, că și astăzi sunt astfel de oameni morali, corecți, oameni care nu cred că au nevoie, îi bine cum sunt, cu religia lor, cu credința lor, cu faptele lor bune, să cred că îi bine. Dar vă zic în seara aceasta, dacă sunteți aici, oameni religioși, oameni corecți, oameni buni, oameni care v-ați păzit de păcate, e nevoie să veniți la Cel care vine și a venit spre mântuirea noastră. Acestea toate sunt bune, dar nu ne dau dreptul să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Domnul Iisus scrie în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și acum, născuți, nu din sânge, ereditar. Din sânge te naște om bun, din neam bun. Nu-i rău asta, dar nu-i valabil spre intrare în părăția lui Dumnezeu. Nu din voia firilor, sunt oameni care își impun. De azi, nu mai beau. De azi, nu mai desfrânez. De azi, nu mai fumez. Și își o impun. Dar din voia firilor, nici din voia vreunui om. Vine câte un om cu câte o carte, cu câte o ideologie, cu câte o doctrină și s-o bagă pe gât. Și tu te-ai schimbat din voia unui om, ci din Dumnezeu. Deci numai cei născuți din Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu. Le-a dat dreptul să facă copii ai lui Dumnezeu celor născuți din Dumnezeu. Nu cei din sânge născuți, buni. Nu cei din fire născuți buni sau făcuți buni. Nu cei din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. De aceea Domnul a spus unui om bun și corect și evlavios, Nicodim, dacă nu vă nașteți din apă și din Duh, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Știu că transmiteți direct și nu-i niciun bani, și știu că sunt urmărit la ora aceasta, dar mai alaltă ieri am stat de vorbă la telefon cu un preot. M-a ținut jumătate de oră. Mi-a fost atât de drag de ce a vorbit omul acesta. Și a zis, frate Petrică, în tinerețea mea pornisem bine. Mă duceam la adunări cu cei născuți din nou. Am făcut teologia. Am fost impresionat de unele lucruri. Dar acum mă gândesc că mă îndrept spre sfârșitul vieții mele și vreau să intru în împărăția lui Dumnezeu. Și după Evanghelie
Sunt atâtea lucruri care nu mă ajută la intrare în Împărăția Lui Dumnezeu. Eu sunt gata să fac ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Poate v-am spus și altă dată, iar vă mai spun, era un preot când eu aveam 20 și ceva de ani, Nicolae Cozac, de la Simeria, care a spus, sora mea era penticostală și mă deranja tare. Mi-a dat o Biblie de buzunar cu coperțile verzi. Când mi-a dat-o, când am aruncat-o în sobă. Dar am zis, băi, n-am făcut bine. Stai în loc, o scot și o compar cu a mea și scriu o carte. Și scriu toate aberațiile din Biblia lor. Și iau Biblia. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, în traducerea lui Gala Galaction. Mă uit la pocăiților. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Păi tot așa zice. Azi e ziua Sfântului Petru și Pavel, 29 iunie. Și Sfântul Petru s-a uitat ce a zis Sfântul Petru la Rusalii. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, în traducerea Galaction, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și primiți apoi darul Sfântului Duh la pocăiți. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi primiți darul Duhului Sfânt. Păi tot aia. Păi ce să zic eu contra? Să zice, le-am luat așa și le-am luat așa și a trecut vremea și Duhul Sfânt a lucrat la viața mea și îmi zic cantorii când am intrat în biserică, vezi, părinte, că n-ai trecut pe la icoane, zici, nici nu mai trec. După aia vezi că ai sărit păstă cântarea asta. O să sar dintotdeauna de acum înainte. Și mai câte l-au ținut și pe aia a fost dat afară, dar era un om al Dumnezeu deosebit. Nu vreau să arunc o cară asupra nimănui. Dar, dragii mei, la ce se întâmplă astăzi, eu am fost la o mormântare mai alaltă ieri și am văzut, cineva neam cu noi, tot ce știu femeile să facă. Tot ce... Nu Evanghelie, nu predică. Ce să pună în sicriu? Ce să facă acolo? Aștea-ți nimicuri, aștea-ți fleacuri, aștea-ți magii. Oamenii trebuie să pregătească să-L întâlnească pe Dumnezeul lor. Și pentru asta trebuie să se pocăiască. Sfântul Petru, respectat în România și sărbătoarea lui se ține astăzi, strigat, la Rusalii a strigat, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Asta trebuie să facem. Oamenii morali, oamenii corecți, oamenii religioși trebuie să știe că dacă nu există naștere din Dumnezeu, nu pot să intre în Împărăția Lui Dumnezeu cu toate faptele lor. Și dacă Iisus a venit, a venit și pentru un astfel de om, Nicodim, pentru astfel de om, Corneliu, și astfel de oameni care au înțeles că trebuie să vină la El, că El a venit spre mântuirea tuturor. Apoi, sunt oameni care au căzut de la credință. Am vorbit astăzi la Arad. Și sunt oameni care, căzând de la credință, s-au botezat, au fost înșelați de păcat. Citesc câteva versete din Sfânta Scriptură adevărat, că nu-i mai primește Dumnezeu, că-ți lăpădați pe totdeauna, că... Eu vă zic și am spus astăzi la un tânăr care a venit și a zis, frate Petrică, la sfârșit, eu sunt unul din cei căzuți și nu știu dacă Domnul mă mai primește. Și eu am zis, de ce ai citit numai versetele alea? Mai are o grămadă de versete, Biblia, care spun că Domnul te primește dacă tu te pocăiești cu adevărat. Nu îndemnăm pe nimeni să cadă de la credință, dar dacă este cineva aici și a căzut de la credință, îl chem să se întoarcă înapoi până nu-i prea târziu. Zac Ponen zice lucrul acesta, cât timp trăiești, ai dreptul să te întorci la Dumnezeu, fiindcă Mântuitorul drag a spus și cuvântul acesta, pe cel ce vine la mine, eu sunt cel care am venit pentru oameni, și cel care vine la mine, nu mai zic, nu-l voi scoate afară. Am și pentru el locul lui, rezolvarea problemei sufletului lui. Dacă ești aici, drag căzut, exclus, sau nu știe nimeni ce păcate trăiești,
dar ești căzut, întoarce-te la Dumnezeu. Iisus a venit și spre ridicarea ta. Zice într-una din cântările de la oastea Domnului, blândul păstor, pe o oaie ce căzuse jos, a ridicat-o el frumos și o duce în brațe iubitor, blândul păstor, blândul păstor, binecuvântat să fie el. Merg spre mai departe și zic așa, se întâmplă că oamenii se află în strâmtorări. Unii sunt pe masa de operație. La unii le-a spus că bolile sunt terminale. Alții că nu mai au mult de trăit. Și s-au rugat la Dumnezeu și au strigat. Alții au fost la examene grele. Alții au fost în fața judecătorilor. Și s-așteptau să fie condamnați. Și au strigat la Dumnezeu și i-au făcut promisiuni. Și Dumnezeu i-a ajutat, mărit să fie El. Și-a uitat de promisiuni. Aduceți-vă aminte, cei care la examene ați făcut promisiuni lui Dumnezeu, cei care pe masa de operație ați făcut promisiuni și nu v-ați întors, vă îndemn în seara aceasta, Iisus a venit să vină la El, să vă aduc aminte prin mine, cei care ați făcut promisiuni, că vă așteaptă să veniți, chiar dacă atunci n-ați făcut-o. Când am vorbit eu așa în adunarea noastră, s-a ridicat o doamnă, Tantilia, educatoarea satului, și a zis, frate Petrică, am fost la operație la Cluj, în urmă cu 17 ani, mi-a tăiat sânul, era atunci ceva inedit, așa se făcea o experiență, și au venit pocăiți și s-au rugat pentru mine. Și am zis, să scap că mă pocăiesc. Tantilia are 27 de ani de când a fost operată și a scăpat. Dar 17 ani și nu m-am întors, mi-e frică de Dumnezeu. În seara asta mă predau. S-a predat. După vreo 3 zile vine un cioban cu bâta la spate așa. Zice, băi frate Petrică, am auzit-o pe Tantilia. Acum 9 ani și pe mine m-a operat la gât de cancer și am promis lui Dumnezeu că mă pocăiesc. M-a vindecat și nu m-am pocăit. Nu știu să citesc, nu știu să cânt, nu știu să mă rog, dar mă pocăiesc. Și mă predau și eu, că i-am făcut promisiuni. Dragilor, nu uitați cei care ați făcut promisiuni și ați uitat că în seara aceasta vi se aduce aminte să vă întoarceți la Dumnezeu. Iisus a venit să vă aducă aminte și vă așteaptă cu drag. Dacă până în seara aceasta n-ați plecat din lumea aceasta, Domnul vă îndeamnă încă o dată, aduceți-vă aminte de promisiuni și veniți la El. Amin. Sunt aici poate oameni în vârstă, bărbați sau femei, sau mai tineri care fac parte din familii de pocăiți și ei nu s-au pocăit. Vă aduc aminte în seara asta, din experiență, din ceea ce am văzut, că nu veți scăpa până nu vă pocăiți. Fiindcă părinții și bunicii voștri s-au rugat pentru voi și ei au murit, dar rugăciunile lor n-au murit. Vă urmăresc și vă îndemn în seara aceasta, împăcați-vă cu Dumnezeu. Am avut un predicator la Deva, era tânăr, cam vagabond în tinerețea lui și părinții lui pocăiți se rugau pentru el zi și noapte. Zice, a venit într-o seară pe la ora 1, ușa întredeschisă și părinții cu fața la pământ gemeau în rugăciune pentru el. Și el obraznic deschide ușa și zice, nici dacă vă coc genunchii nu mă pocăiesc, puteți să nu vă mai rugați. Dar tata de acolo și-a ridicat fața și-a zis, nu-mi coc mie genunchii până te întorci tu la Dumnezeu. S-a dus și s-a culcat și a zis pe la ora 3, disperat, înfiorat, a dat buzla în casă, iertați-mă, vă rog frumos, am venit să vă treziți, să vă spun că mă pocăiesc. Păi ce s-a întâmplat? Am avut așa un vis ca o vedenie, că am fost toți în fața dreptului judecător, a venit Iisus. Și eu am mers lângă voi. Și el în capul culoarului
pe voi v-a trecut la dreapta și pe mine la stânga. Și am văzut grozăviile iadului. Am crezut că este adevărat. Când m-am trezit, i-am mulțumit lui Dumnezeu că n-a fost așa. Acum și aici mă pocăiesc. Ridicați-vă și să ne rugăm, a zis el. Și a fost așa. Și a ajuns un mare predicator, fratele Lazar de la Deva. Domnul fie lăudat. Ce nu face Dumnezeu? Îl știți toți pe Vasile Micula, care cântă peste tot, și el ne-a spus că după Revoluția ei la Timișoara, în Piața Operei, atunci era o vălmășeală. Ea cânta acolo și cânta. Și zice, văd că vine unul bețiv către mine. Și atent, dar mă făceam că cânta și la el atent. Ăsta vine către mine. Mă duc mai încolo, cânt, vine după mine. Mă dau în spate, n-am mi-am dat seama că e o clădire și zice, stai în loc că nu-ți fac nimic. Am o dorință la tine. Ce dorință? Să mă lași să mă pun în genunchi și să sărut picioarele. Și asta nu te las să faci. Nu mă lași acum, dacă îți spun de ce zic. Suntem de aici, de undeva, poate de la Berexeu, nu știu de unde, și a zis, suntem vreo 12 frați. Numai eu sunt oaia neagră, toți 11 spocăiți. Când a murit mama cu 2 ani înainte de Revoluție, m-a chemat să cântăm o cântare. Eu și atunci eram amețit și am cântat cu mama cântarea care am cântat-o când mă ducea de mână în biserică. Când eram copil Iisus, glasul când s-am înțeles, drumul crucii, drumul crucii, suferință mi-am ales. Și mama mea zice, Ionică, cu ăia la alți știu că-s păcarea Domnului, dar parcă nu pot muri din cauza ta că știu că ești în lume. Și el zice, tot amețit, mamă, când se cântă cântarea asta în centrul Timișoarei, mă pocăiesc. Și mama sfântă și sub călăuzirea Duhului Sfânt zice, mă rog și să va cânta cântarea în centrul Timișoarei. Nu mi-a venit să cred, dacă tu ai cântat cântarea asta, mă duc acasă, mi-au nevasta, mi-au copiii și mă pocăiesc că Dumnezeu a ascultat rugăciunea mamei mele. Dragilor, Ioan Gură de Aur a plecat de acasă din cauza mamei sale, că l-a chemat la creștinism, la pocăință. Și cândva, când l-a căutat mama lui, nu mai plânge pentru mine, că am ani de zile de când predic Evanghelia între păgâni. Copiii pocăiților să se întoarcă la Domnul. Iisus a venit pentru ei și parcă cel mai mult, în seara aceasta insist la această grupare de oameni, împăcați-vă cu Dumnezeu și Dumnezeu să vă ajute. Și nu vă lăsați până-i prea târziu. Eu am 3 băieți și o fată, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Băieții sunt plecați, Filipul meu cel mai tânăr, ascultă Evanghelia, vine la biserică, cântă la orchestră, cu tinerii, la toată adunarea, în toată seara, dar nu se botează, mai așteaptă el. În 12 septembrie anul trecut, l-am trimis la stupi cu un frate să dea mâncare la roi. Ploua afară, el cu lanterna întuneric, fratele le da mâncare. L-a însăpat o albină aici în pleoapă și a făcut șoc anafilactic și mort Filip, ca de când lumea. Soția mea s-a întins pe trepte și zicea, Doamne, dă-i viață lui, ia-mă pe a mea, Doamne, ai milă de mine. Când eu am ajuns de la Marga la biserică, Filip era negru și rece gheață. Am strigat la Dumnezeu pentru el. Dumnezeu l-a înviat. Știți, ți-a zis o soră cu o lună, două înainte de asta. Eram la rugăciune, avem rugăciune interconfesională. Ce frate Petrică, ai pe cine va drag pentru care te rogi. Dacă nu vrea să vină de bună voie, va veni târâș la Domnul. Și Filip a venit târâș. Și nu i-a fost rușine să boteze singur după aia, în biserică. Copiii de pocăiți, nu stați până veniți târâș. Întoarceți-vă la Dumnezeu pe picioare și de bună voie. Că Dumnezeu ascultă rugăciunile bunicilor și străbunicilor voștri pocăiți și a părinților. Și Iisus a venit ca, voi să veniți. Și cât de grabă Dumnezeu să vă ajute. Sigur că mai sunt categorii la care ar trebui să vorbesc, dar v-am promis că merg spre al doilea V.
și să vedem ce a vorbit Domnul Iisus în apa Iordanului. Ziceam la început, la cel de-al doilea ve, că este și era obiceiul ăsta. Acum, timpul ăsta ne forțează, nu mai avem timp să-i lăsăm pe oameni să se destăinuie acolo, dar eu am trăit momente și am botezat oameni care să mă lași să vorbesc, să mă lași să cânt în apă. Dar știu când s-a pocăit fratele Vasile de la Petroșnița, a cântat în lume un cântăreț renumit și zice către păstor, am o rugăminte la dumneata. Ce rugăminte? Eu cu trâmbița asta am cântat în lume să mă lași cu ea în mână să mă botez. Vreau de acum să cânt Domnului și eu nu vreau asta, că cu trâmbiță cu tot. Zice, păstorul, te las, nu-i nicio problemă. Nu au dorință oamenii. De exemplu, vă spun o istorie frumoasă. În istoria baptiștilor scrie că într-o zi la Salonta Mare în Biserica Reformată câțiva tineri au luat Evanghelia și au zis, bă, noi nu mergem bine. De asta a fost de mult, în anul 1800 și ceva. Păi, noi nu-i smucăiți, noi nu ne-am botezat. Și au auzit că lângă Budapesta este un oarecare Henrik Mayer, un neamț care a venit și are o credință evanghelică și că îi botează pe oameni. Și au luat boii ăia albi cu coarnele mari, cu carul și s-au dus până la Budapesta și s-au botezat. Unul dintre ei a fost vestitul Mihai Cornea. Mihai Cornea s-a ocupat cu românii. La moartea sa a avut botezați 11.000. Dar nu erau mijloace de transport, ca acum, cu trenul pe jos, într-o iarnă geroasă, a predicat Evanghelia într-un sat și când a ieșit de acolo, să ducă spre gara, a văzut trei umbre. Primarul, preotul, jandarmul. Așa l-au bătut pe Mihai Cornea că l-au pisat acolo. Au înroșit zăpada cu el. Și unul a făcut mâna pâlnie și s-a dus deasupra de capul lui și a zis, eu sunt primarul. Dacă te mai întorci odată aici, în localitatea asta, aici rămâi mort. Mihai Cornea și-a adunat puterile. A binecuvântat satul, a dormit, s-a dus la gară zdrobit măr. Și cum nu erau botezători, ca la Pavel în Listra Licaoniei, s-a întâmplat că l-au chemat vara la botez și s-a dus. Atunci nu era ca acum, cu doi am fost la Arad și cu șapte la Timișoara. Intrau în Someș 120, 79 rând și în fața lor un bărbat și Mihai Cornea începe să-i boteze, dar unul vrea să zică ceva în apă. Zice, fraților, Dumnezeu m-a iertat, iertați-mă și voi. Frate Cornea, eu sunt el care te-am zdrobit astă iarnă. Și Dumnezeu a lucrat la viața mea și m-am pocăit, era primarul. Și fratele a zis, eu te iert, Dumnezeu te-a iertat, te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și l-a botezat. Undeva în țara Hasegului este un bărbat inginer care a spus după Revoluție, mă cheamă cineva către Șimileul Silvaniei cu invitație specială la biserică. Și când mă duc la biserică, zice, ai invitație? Da, acolo sus. Am fost vreo 15. Dar nu știam ce-i. Când intră unul în apă, așa, un domn prezentabil, zice, pentru dumneavoastră am ceva de spus. Eu sunt ofițerul de securitate, că v-am făcut zile negre. Și Dumnezeu a lucrat la inima mea și m-am pocăit, El m-a iertat. Înainte ca să fiu botezat, iertați-mă și voi. L-au iertat. Au avut oamenii așa lucruri frumoase de spus în apă. Dar vă zic vouă tuturor și celor de la balcon, Împăratul împăraților și Domnul domnilor a venit la apa Iordanului și a dat mâinile în mâinile Sfântului Ioan Botezătorul și s-a uitat spre posteritate. S-a uitat spre 29 iunie 2014 la Biserica Philadelphia și spre toți oamenii din toate vremurile și a avut ceva de vorbit în apa Iordanului. Lasă-mă acum că așa cum mă botez eu să cade, să împlini
tot ce trebuie împlinit. Amin. El a avut ceva de spus. Noi am avut ceva de modificat. Noi am strigat cum am vrut noi. Dar El a strigat în apa Iordanului. Lasă-mă acum. Așa se cade. Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Hai un pic așa, cât timpul ne stă la dispoziție, să le luăm de la coadă spre cap. Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Sunt unii dintre dumneavoastră mari binefăcători. Ați îngrijit de săraci. Ați vizitat văduvile. V-ați dus la spitale. Aveți o viață evlavioasă. Dar eu vă zic dumneavoastră că atunci când am ieșit la pensie, mi-a trebuit dosarul complet și când m-am dus, s-a uitat peste el și a spus, mai trebuie o hârtie. Nu, nu putem să-ți dăm pensie. Și m-am dus după aia și a spus, tot mai trebuie ceva, nu-i dosarul complet. Nu știm când ajungem la porțile divine și ne trebuie dosarul complet. De exemplu, unii dintre voi v-ați pocăit, aleluia, dar nu v-ați botezat. Fiindcă acum ai botez, spun lucrul acesta. Și apostolul a zis, pocăiți-vă, e bun că v-ați pocăit. Și fiecare din voi să fie botezat. În numele lui Iisus Hristos, a zis Sfântul Petru, a cărui zi o ținem astăzi, spre iertarea păcatelor voastre și apoi primiți darul Sfântului Duh. Dosarul trebuie să fie complet. Și de aceea, celelalte strecătoare, nu știm ce se întâmplă azi mâine, dar spre mântuirea noastră trebuie să ne completăm dosarul. Mi-e drag de tinerii ăștia, de sufletele acestea, care au înțeles adevărul acesta și Dumnezeu să vă ajute să vă duceți o viață curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, că ați găsit cu cale să ascultați de Domnul și să împliniți tot ce trebuie împlinit. Amin. Mântuitorul a zis, așa e corect, așa se cade. Domnul Iisus Hristos n-a avut nevoie de botez. Nici pe departe, vă spun eu. Domnul Iisus Hristos ne este mântuitor, domn, mijlocitor, model și mire. Și când e vorba de model, ne-a fost model în toate cele. Model în ascultare de Tatăl, model la botez, model la cina Domnului, model în relațiile cu ucenicii, model în relațiile cu mama sa, model! Și el s-a botezat zicând, uite așa e modelul, eu mă botez ca model, așa se cade. Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și Ioan l-a lăsat. Mă bucur de oamenii care înțeleg lucrul acesta și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu nu vreau să fac așa o propagandă din asta și un prozelitism, poate mă acuză cineva și sunt mulți care mă ascultă. Luați Evangheliile, luați Epistolele Sfinților Apostoli, rugați-vă prin Duhul Sfânt și faceți ce zice Domnul. Ăsta-i cuvântul lui Dumnezeu, așa se cade. Binecuvântat să fie El. Și a mai zis așa, probabil, vedeți, la noi este, programăm un botez, da? Păi ești pregătit? Îl mai amânăm. Dar Domnul Iisus Hristos a zis, lasă-mă acum. Acum. Și când o zis la botez, botezați-i și apoi învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Dar botezați-i. Și după aia învățați. Aia mai șchiopătează, învățați voi. Lasă-mă acum. Binecuvântat e acel acum. De Paști, Domnul mi-a dat mie un mesaj din Evanghelia după Matei 28. În fiecare an și anul ăsta, mesajul a fost axat pe cuvântul repede. Sărbătoarea Paștelor era o sărbătoare în grabă. Femeile s-au dus repede, femeile, duceți-vă repede, ucenicii s-au dus repede, îngerul a venit repede, străjerii au fugit repede. Dragilor, când e vorba de mântuire, mă îndrept spre toți, nu-i amânare. Zice cuvântul Domnului, din vremea lui Ioan Botezătorul și până astăzi se propovăduiește Evanghelia lui Dumnezeu. Și cine vrea să pună mâna să dea năvală,
Odată am predicat în sala siderurgistului de la Hunedoara de 5 ori mai mare decât sala asta sau și mai mult. Și erau băieți atleți acolo. Eu eram sus pe scenă și când i-am chemat, așa și-au pus mâinile la piept și au alergat pe culoar să se predea Domnului. Să vă spun lucrul acesta. Într-o seară de rugăciune a venit un băiat de la Hațeg, Radu Onescu. Ne-a cercetat Domnul și ne-a zdrobit în fața mărturisirii lui. Ne-a spus și s-a întâmplat la Paris, în iarna aceasta. Zice, așteptam pe un băiat în autogară, într-o stație de autobuz și mă uitam, 16 minute trebuie să vină, 14 minute, 15 și mi s-a rupt filmul, gata. A făcut infarct. Vă mărturisesc pe numele lui Dumnezeu, a spus el, un om serios, om de nădejde în Biserica Baptistă din Hațeg. În 5 minute am văzut cum iasă sufletul din mine, mă uitam la corpul meu, am ieșit deasupra de Paris, deasupra de nori și mă îndreptam cu viteză spre Noul Ierusalim. Era o cetate în soare și tot ce mă gândeam eu, n-am umblat cu nimicuri, om serios, om de cuvânt. Numai aveam câțiva frați care nu-i agream. Și mă primește la porți. Doamne, pentru lucrul ăsta mă primește, zice, în câteva secunde și m-am trezit în brațele unui tânăr înalt și blond, m-a pus pe o bancă în stație și a urmat calvar, suferință, operații după operații. Dumnezeu a avut milă de el. Dar au zis așa, am scăpat. Acum, fraților, oamenii ăia, de mai aveam ceva împotriva lor, poate iubesc mai mult ca pe toți. Nu mai am nimic cu nimeni. Că eu știu ce am tremurat înainte de a ajunge în fața Noului Ierusalim. De aceea, fratele Traian Dor zice într-o poezie, nimic n-am împotriva nimănuie, nici gând, nici dor de răzbunare, în toată inima mea nu e decât odihnă și împăcare. Amin. Dragilor, mergând spre Noul Ierusalim, două relații trebuie să le ai rezolvate acum, pe verticală cu Dumnezeu și pe orizontală cu semenii și cu frații tăi. Că nu știi când pleci și o să tremuri spre Noul Ierusalim. Domnul Iisus a strigat, a, ne botezăm mâine, la anul viitor, când încheiem cu facultatea, Iisus a strigat, lasă-mă acum. Acum mă botez. Nu mă mai duc înapoi. Acum! Dumnezeu să te ajute și să ne ajute pe toți să facem lucrurile acestea. Și acum, spre ultimul V, Iisus a botezat, voi vă botezați imediat și nu știu din ce medii veniți, dar cu siguranță colegii voștri, eu am văzut asta, colegi care s-au despărțit de colegii lor că s-au botezat. Nănași care s-au lăpădat de fiinii lor că s-au botezat. Preoți care nu s-au mai uitat la cei care s-au botezat. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Cineva a vorbit deasupra de Iordan și ăla e tata. Și ce vorbește tata e valabil. Și zice nănașul, îi treaba lui. Și zice directorul, ce vrea el. Și zice patronul tău că te-ai botezat, ce știe el? Și zice tata-i valabil. Acesta-i fiul meu, mi-e drag de ce-o făcut, în el îmi găsesc plăcerea. Să faceți voi ca el. Amen. Confirmarea vine de la el. Ce zic ăia la alți, ce păreri își dau, le place ori nu le place, important e că suntem plăcuți lui. Ce au zis cărturarii, treaba lor. Ce au zis farisei, nu știm. Dar ce a zis tata deasupra de Iordan a fost o confirmare. Acesta-i fiul meu prea iubit. O făcut ce am vrut eu. În el îmi găsesc plăcerea. Asta zice tata în seara asta. Adevăr, adevăr, zic vouă, zic dintr-o traducere mai veche, că mai multă bucurie este în cer pentru singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Mai mult să bucură cerul, slăviți să fie Domnul.
Voi sunteți fiii Domnului de azi, în care Domnul își găsește plăcerea și îți găsește plăcere în ce ați făcut voi. Și în ce ați făcut voi, dacă ați făcut lucrul ăsta, și în ce faceți voi cât de curând. Dumnezeu să vă ajute la cei care n-ați făcut.